Așa și-a dat prima oară masca jos în fața publicului. Era pentru prima dată când Andreea Mantea, o adolescentă frumoasă și modestă, făcea cunoștință cu lumea showbizului. Era protagonistă în clipul în care cânta Marcel Pavel, omul care i-ar fi descoperit farmecul și potențialul, deși abia împlinise 18 ani. Doi ani mai târziu, Andreea a devenit mai puțin sfioasă în fața admiratorilor. Juna de 20 de ani, minionă, dar extrem de frumoasă, avea un trup superb, bine proporționat. Mândră de ea, cu un aer seducător, într-un costum minuscul de baie cu animal print, Andreea încingea încă de atunci imaginația domnilor. Frumoasa brunetă poza ca o adevărată vedetă și promitea o carieră în modeling. Pe atunci a fost desemnată cea mai sexy fată de la pagina 5. La scurt timp după, Andreea a intrat în atenția presei. Încet, dar sigur, a urcat pe scara celebrității. Mai întâi la un post muzical, după care a realizat un pictorial de toată frumusețea. Rapid a fost remarcată de Răzvan și Dani. Așa, Andreea Mantea a ajuns să fie asistenta matinalilor. În 2008 era o vedetă de toată frumusețea, dar și o asistentă pentru care mulți s-ar fi îmbolnăvit doar să fie în preajma ei. Ce faceți? Dani, strig meteo. Acum să vă spun cum stăm cu vremea astăzi. Sunt fericită pentru că stăm foarte bine. Andreea a îmbinat mereu utilul cu plăcutul și s-a împărțit între cele două mari pasiuni ale ei, fotografia și televiziunea. Bruneta a demonstrat încă o dată, în celebra revistă destinată domnilor, că Lara Croft nu e un moft. Se pare că ispititoarea brunetă a atras glonțul de aur. Succesul ședinței incendiare a fost fulminant și la scurt timp după, Andreea a fost invitată de onoare a tăticului revistei cu iepurași. Dar să nu uităm că Andreea avea multe de arătat, dar și de spus și în fața reflectoarelor. Vedeta a profitat de calitățile ei fizice prin pictoriale și defilări ca model sexy, dar nu numai. A urmat apoi o colaborare la televiziunea publică alături de Aurelian Temișan în emisiunea Tombola Câștigătorilor. După care show-ul Noaptea Erorilor. Timpul trecea și Andreea devenea tot mai rafinată, mai cochetă și mai sofisticată. Ce mai? Se transformase deja într-o adevărată divă. Andreea a fost și colega lui Mircea Radu la emisiunea Din Dragoste, unde cu siguranță a furat multe inimi.